Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre marile proiecte de infrastructură rutieră ale județului Iași. Știu, veți spune, domnule, autostrada. Nu. Nu discutăm despre autostradă. Discutăm despre celelalte mari proiecte de infrastructură ale județului Iași. Toate acestea le veți afla în urma discuției cu invitatul meu, domnul Ovidiu Mugure Laicu, director general regional al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași. Bună ziua, domnul director. Ce ar fi de spus în afară de autostradă? Care sunt marile proiecte de infrastructură? Dăm deoparte autostrada. Dăm deoparte autostrada, că acolo mai avem de așteptat. Da, în primul rând vă spun și eu bună ziua și bine v-am găsit. Dăm deoparte autostrăzile, pentru că avem două autostrăzi care trec prin județul Iași, A7 și A8. Dacă A7 este foarte avansat și vă dau scris aici că în 2025 vom circula de la Pașcani la București. Să dea Domnul. A8 mai are puțin de așteptat, dar sunt convins că odată ce va fi făcut capătul de la Târgu Neamț, Leghia, Moțca și celălalt de la Miercurea Nerazului spre Târgu Mureș, cu siguranță va fi făcut și acest proiect de grad zero pentru Iași, autostrada care să facă joncțiunea, să străbată județul nostru de la est la vest, adică să plece de la Ungheni și să ajungă în joncțiune în nodul de la Pașcani cu A7. Dar până atunci, cum a spus și dumneavoastră, noi nu circulăm pe hărți, circulăm pe actuala rețea națională și europeană de drumuri. Și ele trebuie întreținute. Întreținute și dezvoltate. Întreținute, avem lucrările de întreținere, acele lucrări de întreținere periodic, curente care se fac acum la ieșire din iarnă și apoi se va continua, sunt premergătoare lucrările de întreținere periodică, adică lucrările mai ample de covoare asfaltice, cum le numim noi, care se fac pe perioada verii. Sfârșitul primăverii, vara până la sfârșitul toamnei. Și avem acele lucrări de modernizare, cum este, de exemplu, DN28B, Târgu Frumos, Hârlău, Botoșani, care e aproape gata. Este în proporție de 95% gata, finalizat. Cred că în luna mai va fi finalizat în totalitate, vom face recepție. Ați văzut că este la Târgu Frumos făcută o turbogirație foarte interesantă. Acolo este kilometru zero și de acolo se merge prin Balș, Ceplenița. Vechiul traseu, dar lărgit. Este un traseu cu o platformă la 14 metri, cu două acostamente, cu benzi mai larg, adică are o configurație de drum european și chiar este un drum european. Un proiect care merita să lege Botoșaniu de drumul european care duce spre capitală. Un alt proiect major, să spun așa, pentru Iași, așteptat de Ișeni, este varianta de ocolire trafic ușor, care pleacă de la rondul Ricani, urmează să meargă în cartierul Pe Cicoare, da. Are o penetrație cu un pasaj peste Bahlui în cartierul Dacia, apoi se continuă pe la Arcadia, ajungem la podul Galata și Arhitect Berindei și se ajunge la crucea lui Ferenț. Când vor începe lucrările la acest proiect? Lucrările la acest proiect vor începe imediat ce vom avea indicatorii tehnico-economici, pentru că noi am făcut o licitație SF cu proiectare. Da. SF-ul este gata, este înaintat pe circuit pentru a obține indicatorii și apoi tot același proiectant va face și proiectul, pentru că are contractat și proiectul. Anul ăsta va fi finalizat cu siguranță proiectul până la... Noi sperăm că până
luna iunie, iulie să fie finalizat proiectul, ca să putem face și procedurile de licitație pentru lucrări și, eu știu, să spunem așa, pe la sfârșitul anului să avem și constructorul, astfel încât în 2025 să putem ataca acest obiectiv, care nu mi se pare, din punct de vedere tehnic, foarte greu de abordat, nu ar fi prea... Nu sunt probleme de relief prea, da. În afară de acel pasaj, cred că este foarte ușor de făcut. Cam cât? 8-10 luni de zile. 80, asta vreau 10 luni, da, un constructor serios poate face acest obiectiv fără probleme. Ăsta ar fi un lucru extraordinar, pentru că ar putea să defluiască puțin ieșirea din Iași pe drumul actualul, drum european, nu? Se duce pe acolo, bun, ieși dincolo de metro, dar oricum scutești o bună bucată de drum, da, cu magazinele, supermarketurile, cu antibiotice, cu Valea Lupului, care este aglomerat. Corect. Deci, practic, zona Nicolina, Cug, ar putea veni pe acolo, acest traseu, da, și ar ieși înspre Uricani. Asemenea, cei din Dacia ar mai avea o poartă de ieșire din oraș, nu cele exact cunoscute pe la Octavul Încelă și pe la vechiul pasaj ACB. Mm-hmm. Vor avea și această poartă de ieșire prin strămoșilor și cu acest pasaj. Deci, cred că se va cunoaște în decongestia orașului Iași. Principala problemă a municipiului Iași este această congestie în trafic pe care o resimțim cu toții și cauzele tot le-am dezbătut și pe o fațetă și pe alta. Au un istoric mai lung. Da. Bun, dar să revenim la proiecte. Stați puțin, dacă ați vorbit despre această variantă, da, da, care vine de la Uricani înspre Alexandru, înspre Cicoarei, da, ieșenii spun, bun domnule, ieșim din Iași, poate mai ușor, clar că mai ușor, dar ajungem la podul Iloai și acolo s-a terminat. Da. La podul Iloai, la fel, avem două proiecte. Primul proiect este, de fapt avem trei proiecte, dacă să o spunem așa, la podul Iloae. Este această variantă de ocolire a orașului podul Iloae, care pleacă undeva de la Peco, din... Înainte de a trece de calea ferată, nu, după ce trece. Ce am trecut de calea ferată. Deci vii dinspre spre podul Iloae, treci, da, de calea ferată. Este în dreapta Peco, după aia trecem, de acolo se face ocolirea, începe ocolirea. Pe partea stângă, prin partea, partea de vest a, da, a orașului, și da? Și se ocolește orașul, se iese undeva la, eu știu, undeva după... După Budăi? După Budăi. Și acolo se face joncțiunea cu un nod care va duce direct în viitoarea autostradă A8, cel de-al doilea proiect care vi-l spuneam, care, mă rog, are un termen mai lung, mai puțin, lung, dar asta, varianta de ocolire este mai realistă sau realistă, pentru că, la fel ca și la varianta Iași, am finalizat studiul de fezabilitate, am întâmpinat niște probleme care ne-au dus la niște decalaje, n-am putut să respectăm timpul, deoarece a trebuit să așteptăm 4 luni de la IMGH, Institutul ăsta de Meteorologie, să dea debitele proiectantului ca să poată să facă calculele hidrotehnice. Da. După ce am finalizat aceste calcule, da, ne-a adus proiectul și ne-am trezit că avem două noduri. Era un nod care intra noi în DN28, care așa-l comandasem, n-am știut că apare alt nod în DN28, la 2-300 de metri mai încolo, a lui acestei autostrăzi. A trebuit să-l refacem, să facem un viaduct, astfel încât să ne racordăm în nodul de A8. Stați puțin. Șoseaua ocolitoare este pe la vest de orașul Podul Iloae, da? Trece în capăt și se intersectează cu actualul drum european, da, după Budăi, autostrada fiind în partea de est a orașului, avea, presupun, o bretea care o bretea care dădea în DN28. Și cele două nu erau... Nu erau. Adică ăsta era drumul european, unul venea, da, așa și unul așa. Noi n-am știut, când am făcut și studiile geo, că va apărea acest nod. Pentru că, după cum bine știți, în perioada 2020-2022-2023 chiar, noi n-am făcut, în timp ce alții, cum e la Oradea, au făcut vreo 7 pasaje subterane care le-au
recepționat anul trecut, 7 pasaje, că plânge inima în mine când, văd acolo. Noi, 3 ani de zile, ne-am jucat de-a traseile. Ba, mai era pe la Aroneanu, ba era pe la Poprican, ba era pe nu știu. Traseu autostrăzii, da. Și nu am știut, o dat Dumnezeu și le-am finalizat. Am făcut și noi joncțiunea, am mai trecut încă o lună jumate și va intra săptămâna viitoare în, CTE la noi, la DRDP, acest proiect pentru aprobarea finală. Apoi la deci vorbim de șoseaua coletoare a podului Loai. Apoi la APE și după aia pentru impact de mediu și după aia pe circuit la companie, minister și HG pentru indicatorii tehnico-economici. Deci vorbim despre șoseaua, varianta ocolitoare a orașului Podul Loai pe la vest. Există SF-ul care s-a terminat. Da. Trebuie să fie trimis cu o aprobare de la Apele Române și de la mediu, da. Trimis la centru, la București, da. Să zicem, da? Pentru aprobare prin hotărâre de guvern a indicatorilor tehnico-economici. Până la sfârșitul anului se termină această procedură? Cu siguranță se termină, și licitația, pentru că vom scoate proiectare cu execuție data asta spre deosebire. Deci până la sfârșitul anului licitație și pentru proiectare și execuție, da, și ocolitoare. Să, cred că vom da ordin de începere și pentru proiectare. Astfel încât ca de la anul să avem și aici să intre în execuție. Să intre în execuție. Bun, deci această variantă ocolitoare, cam cât apreciați că va dura până când va fi 12 luni, 24 de luni? Eu cred că este puțin, mai dificilă decât varianta Iași. A, da, da, da. E clar că și da. Pe malul lacului sunt mai multe probleme acolo. Deci eu zic așa, pe experiența mea, cam 16 luni, cred că ar putea fi gata. Haideți să punem 2 ani, ca 2 să fim ani, noi să fim siguri. Dacă începe la sfârșitul anului 2024-2026, putem avea varianta ocolitoare. Cu siguranță. Pentru va că... fi finalizată. De ce vă întreb? Pentru că această variantă ocolitoare, dacă se face mai repede decât, și sigur se face mai repede decât autostrada, nu vine decât să fie în folosul conducătorilor auto. Dar până se face varianta ocolitoare, ce posibilități avem la dispoziție pentru a debloca podul Iloae? Să... Știți foarte bine că astă vară am făcut împreună cu societatea civilă și cu prefectura Iași un proiect pilot privind o semaforizare inteligentă a orașului Podul Loae, unde am depistat 5 puncte care creau aceste blocaje în trafic. Unul este la trecerea de cale ferată, unde încetineau mașinile și se forma o coadă. A doua era la intersecția cu drumul județean care merge spre Erbicen. Și... Al treilea și cel mai important era de la pod, unde se sugruma și se ajungea la două benzi. Da. Apoi erau cele două treceri de pietoni succesive, una după alta, da. Și nu lipsit de importanță, mai staționau tirurile imediat după farmacie, în curbă. Înainte de a face curba să urci, da, la ieșirea din Podul Loae. Era probabil un butic, un magazin, un restaurant, ceva, unde mergeau oameni să servească masa și lăsau tirurile acolo și iar se îngusta, se ocupa o bandă, practic. Bun. Și acum haideți să le luăm pe rând. Mai puțin acea îngustare, că acolo trebuie să fie făcute, da. Exproprieri și mărit podul, trecerea peste calea ferată. Deci acest culoar de verde, care va fi imediat după trecerea de cale ferată... Nu, da, trecerea peste calea ferată a fost... Trecerea peste calea ferată a fost rezolvată de către... Le-am dat aviz, au schimbat... Provizorii au pus acum de beton, dale de beton. Uh-huh. Acolo trebuie să pună... Din cauciuc, nu? Din cauciuc cu inserție metalică. Dar acelea înseamnă investiții și au și ei un parcurs mai greu. Corect. Dar vor fi făcute, pentru că acolo este o linie privată, da, care duce spre Cadou. Vor fi făcute și alea. Și semafoarele la cu... intersecție am făcut, va fi o bandă de stocaj. Intersecția cu Erbiceni. Intersecția cu Erbiceni. Va fi o bandă de stocaj care pentru virajul la stânga când vii dinspre Budăi. Așa, deci dacă ieși din Podul Loae și vrei să faci stânga spre Erbiceni... Te duci pe banda de stocaj, iar cei care merg spre ea și trec pe lângă tine nu mai sunt nevoie să stea în spatele... Foarte bun, spatele foarte bun. La un alt proiect care este aici, între cele două treceri de pietoni, prin PNNR avem un pasaj subteran la mijlocul parcului pentru pietoni, bun. Cu lift și cu scară
rolantă și sperăm să desființăm cele două treceri de pietoni. Ar fi ideal. Dar până atunci, culoarea asta verde, repet încă o dată, cu un soft inteligent făcut de o firmă din Iași care l-a implementat și la Brăila cu rezultate foarte bune, foarte bune, cred că va, după cum am făcut noi măsurătorile astă vară, în orice zi, oră de vârf, nu vei sta mai mult de 10-12 minute în, ca să traversezi podul Iloai. Deci eu zic că este o realizare față, am stat și eu 30, 40, 45 de minute. Au stat ieșenii și deci câte o oră și se vor simți și ieșenii chiar de astă vară ne-au transmis semnale că într-adevăr se simte, sunt beneficii. Proiectul este finalizat, este acum la poliție pentru avizare, softul și semafoarele sunt achiziționate de firma. Au fost cumpărate. Au fost, da? Deci doar avizul de la poliție, mai aveau și de la Apa Vital, dar cred că l-au luat de acolo când mai trec niște conducte. Uh-huh. Și cum va permite vremea, se va încălzi, vor trece la montat aceste semafoare. Deci e chestiune de, bun, eu știu, de săptămâni. Perfect. Dar cu acele tiruri care opreau acolo? Acele tiruri care opreau acolo, împreună cu primăria, cu poliția, am luat decizia după ce vor fi montate semafoarele, să fie acolo patrulă de poliție, astfel încât să se lese și cu măsuri pecuniare, pentru că nu poți să blochezi o bandă. O bandă acolo din motive, știți, ca în tenis. Dai, da, mingea singur în fileu, fără să-ți provoace adversarul. Nicio decaz. Da. Domnule director, sunteți spre finalul emisiunii. Vreau totuși să vă întreb încă un lucru. Am vorbit despre această variantă ușoară, am vorbit despre varianta ocolitoare, dinspre Ciurea, Lunca Cetățuii. Ce putem face ca să... Că ăla este drum național, nu? Da, este drum național, este până la Lunca Cetățuii, varianta de ocolire. Ce putem face varianta ca să mergem mai ușor? Varianta de ocolire care, din cauza că se termină într-un drum județean, eu nu am putut să îmi recuperez banii de la Uniunea Europeană pentru acest proiect, cum au făcut cei de la Oradea. Uh-huh. Pentru că, ca să-ți dea Uniunea Europeană banii, drumul trebuie să plece dintr-un drum național să ajungă într-un drum național. Adică din aceeași categorie. Dacă ajungea din aceeași categorie, dacă ajungea, de exemplu, la Tomești, era perfect. Era perfect și îmi dădeau și banii de la Uniunea Europeană. Așa mi-au respins proiectul. Deci rămânem cu varianta până în Lunca Cetățuii și după aceea drumul județean. După aceea drumul județean. Sunt propuse varianta asta, care mie nu mi se pare fezabil absolut deloc, să-l lărgească de la... Pentru că nu este un studiu de trafic, nu este un studiu de traseu, nu s-a făcut o evaluare a ceea ce înseamnă expropieri. Poate o parte, 40-50% din traseu se poate lărgi. Vorbiți de ieșirea din Iași spre Lunca Cetățuii, da, nu? Da, da, da. Dar din Iași, lărgirea la din Iași până aproape de cartierul Vișoian, sub nicio formă nu se poate lărgi. Și eu am venit cu o propunere și în 2021, și în 2022, și în 2023. Voi veni și acum în 2024. Am făcut și simulări. Vreau să facem un parteneriat între primărie, Consiliul Județean și primăria Ciurea. Da. Deci să facem continuarea variantei de ocolire de la Lunca Cetățuii. De la Lunca Cetățuii, cu un pasaj, că este loc, cu un pasaj peste pârâul Nicolina. Da. Un viaduct peste pârâul Nicolina, un pasaj peste calea ferată și se ajunge undeva în zona străzii Cărămidar, lângă fabrica de cărămidă. Fosta fabrica de cărămidă. Fosta fabrica de cărămidă. Acolo se merge pe actualul drum care a fost, eu știu, asfaltat de către primăria Ciurea, da, dar el se poate moderniza, se mai poate lărgi și se ajunge până la Cavalerul Medieval, la pasajul Focus. Se trece la Târgu de Cherestea. Se la Obor, Târgu de Cherestea, da, da, Bazar, da. O bretea care să urci și o bretea care să cobori pe la Medieval și una care să urci pe în partea asta spre pădure. Am înțeles. Iar noutatea care este, da, pentru că vrem, nu vrem, ceea ce este din combinatul Fortus, peste 100 de hectare, da, sunt ale primăriei și ale Consiliului Județean. Da. Plus halda de zgură din față, cred că 70% este tot proprietate comună primăriei Consiliului Județean. Da. Eu am propus acum să se facă o pistă cargo pe acea bază de șarjabilizare, bineînțeles, după ce se vor rezolva toate problemele juridice, ecologizare, da, da?
Și ce rol are această pistă? Aici să vină să descarce toate tirurile marfa, iar magazinele de bricolaj, hipermarketului, să le ia de aici cu mașini mici și să le ducă în partea de sud, este orașul unde e o puzdere de astfel de magazine. În plus, vrem, nu vrem, nu mai trebuie să punem căruța înaintea cailor, pentru că platforma Fortus va fi dezafectată. Sunt mii, zeci de mii de tone de metal de acolo. Care trebuie să dispară. Pe unde le scoatem? Că dacă le scoatem pe la Tehnopolis, pe acolo... Ce, le scoatem pe la Tehnopolis, le băgăm prin oraș și le ducem pe unde le ducem. Deci trebuie neapărat fructificată această șansă, printre ultimele pe care le mai avem, va decongestiona definitiv traficul, nu va mai fi trafic greu pe lunga cetățuii Tehnopolis, da. Putem muta și punctul Vamal aici, dar am înțeles cu punctul Vamal, se vrea mutarea undeva la Miroslava, am înțeles că cei de la Miroslava... Mult mai departe, da. Și este o variantă acolitare. Este o variantă care eu am propus-o și o voi susține în continuare, să dea Dumnezeu acum... să o putem realiza. Sper să nu ne gândim acolo, să nu gândească cineva acolo că va putea face noi afaceri imobiliare. Nu, acolo nu se pot face deocamdată afaceri imobiliare. Nu se știe că mai încolo sunt făcute. Ei, acolo. Domnule director, suntem la finalul emisiunii. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune și succes în continuare. Doamnelor și domnilor, începând cu acest an, o să vedeți că se mișcă. V-am spus, lăsăm deoparte cele două autostrăzi. A7 poate că va fi, nu că poate, va fi făcută mai repede. A8 mai avem de așteptat. Ce ne interesează este varianta ușoară de ocolire a Iașului. De fapt, nu e de ocolire a Iașului. De la Urican puteți ajunge foarte ușor înspre Dacia, înspre Alexandru cel Bun, înspre Nicolina. Se va face anul acesta. Varianta ocolitoare a orașului Podoiloae. Să dea Domnul ca anul viitor să avem și primele utilaje să intre acolo ca să o rezolve, pentru că este o nenorocire ca să traversezi Podoiloae. Oricum, până atunci, ați văzut că sunt câteva măsuri care vor fi luate anul acesta, tocmai pentru fluidizarea circulației. Și dacă se va mai reuși și dinspre Ciurea încoace să se rezolve problema aglomerației, parcă putem răsufla o leacă mai ușurat în Iași. Până data viitoare, cele bune! La revedere!